Aceștia sunt o parte dintre puii generației 2019, aparținând tânărului Columbofil din Prahova, Piroi Alexandru Gabriel. Am filmat puțin mai devreme și puii afară, acum văd că au intrat de la zbor. Ce faceți, domnul Gabi? Bine, cum merge treaba? Așteptați, am înțeles că aveți concurs astăzi, nu? Da, da, așteptăm porumbei de la Grecia. O etapă dificilă, că e destul de cald la ora asta. Da. Cu puii cum stați? Văd că aveți ceva numeric aici. Stau bine cu puii. Am în jur de 100. Am avut primul antrenament Ploiești. Am angajat 32, că pe ruta Bulgaria, viteză de bifan. Da. Și diferența de pui? Am înțeles că e pe altă rută, merge pe Ucraina? Pe Ucraina, da, ca antrenamente și la anul vorbura fondul și maraton. Frumos. Anul ăsta cum a mers? Am înțeles că e destul de bine, nu? Schimbare de rută pe Bulgaria? Da, schimbare de rută după Ardeal pe Bulgaria. O rută bună, acceptabilă pentru noi, ținând cont că nu prea jucăm viteză de mifon, a întâia și a doua. Da. Majoritatea sunt porumbei cu origini de fund și maraton. Exact. Și am menținut. A fost și etape mai bune și etape... Și etape mai bune și etape mai dificile, mai slabe pentru noi. Da. Dar am încheiat destul de norme, am plecat cu 83 de porumbei, dintre care la ora actuală, fără cei angajați, care trebuie să încheie dacă clasează generalul, da, și ASU, stăm la ora actuală cu vreo 40 de porumbei cu norme la viteză și la demifon. Înțeles că aveți și cu 8, 9, 10 clasări, nu? Da, avem porumbel cu 9 clasări la greci, sperăm să facă ASU-ul azi. Da, din 12 etape e bine, da. Oricum, sunteți în continuare, am înțeles, într-un proces de selecție, nu? Da. A porumbeilor. Cont că în 2017 am adus foarte mulți porumbei. Da. Anul acesta sperăm să fie ultima selecție a atât pui și bătrâni, pentru a forma o matcă mai stabilă. Da. E bine, e bine. Păsările arată bine, văd că zboară bine, mai devreme era un aer. Da. Zboară foarte bine, sus, lansat. O oră jumate. Da, în condițiile în care destul de cald afară, nu stați cu steagul după ei, nu? Nu, nu pun steagul. Nici la bătrâni eu nu folosesc steagul. Da. Deci nici la bătrâni eu nu folosesc steagul, nu știu ce e steagul. Nu. Nu-i țin esforțat să duc, dar sunt sănătoși, asta înseamnă sănătate bună. Zboară singur. Dacă zboară de plăcere, da. Da, o oră bătrânii la lejer și cam atât. Nu îi forțez, nu. Ținând cont că joc natural. Da, încă. Sper să fie ultimul an care joc natural. Am înțeles că la anul intenționat să vă mai modificați crescătoria și să mergeți pe vădovie, nu? Da, da. Într-adevăr, și rezultatele vor veni și mai rapid și mai bune vor fi. Super. Felicitări pentru sezonul 2019. Mulțumesc frumos. Un an bun, în ciuda faptului că a fost un an atipic din punct de vedere al condițiilor meteo. Și rută diferită pentru noi. Și rută nouă, într-adevăr, porumbei sunt primul an în care se așează pe noua rută. Dacă o să o mențineți și în anii următori, o să vedeți că pierderile vor fi din ce în ce mai mici, cu o selecție bună, clasările mult mai bune și ca punctaje și ca număr de etape clasate. De asta ne-am și adus ceva porumbei de viteză noi, da, cu origini Leo Heremans, Janssen. Da. Tatăl e alături de dumneavoastră, nu? Vă susține, da, în tot ce faceți, nu? În continuare, da. Vă completați unul pe altul, nu? Da, da, în continuare. Super, mă bucur. Felicitări încă o dată. Mulțumesc frumos. Toate cele bune. Da, da, da.